spate, da? Suntem live, băieți, fete? Da. Cred că o să întrebi cât suntem noi, ce dintre băieți, fete și așa mai departe. Stimați prieteni, bună ziua! Continuăm emisiunile Președintele Răspunde. Știu că deja unii așteaptă cu nerăbdare, cel puțin presa la sigur. Probabil în următoarele o lună, jumate, două, o să ieșim live. Știți că noi am lansat-o inițial cu o formulă că răspundeam la 8 întrebări actuale, dar lucrurile se mișcă atât de repede, tai unii lenți roșii, alții verde, galbeni, albeastre, se mai supără unii, alții și așa mai departe, că nu pot să, din timp, adică seara ieri, să determinăm 8 subiecte și să le filmăm ieri. Deci ceea ce mai probabil, dat fiind și campania electorală, care se va începe curând, noi vom merge cu emisiunile live în fiecare săptămână, în cadrul care vor răspunde la întrebările noastre. Ca de obicei, am solicitat întrebări și de la presă pentru a fi ca așa un fel de încălzire pentru cei care ne privesc, pentru a vedea care sunt întrebările dumneavoastră. Deci o să încep cu întrebările din partea la câteva surse media, după care venim și cu răspunsuri din partea dumneavoastră. Așa că vă invit să veniți să-mi adresați întrebările care vă interesează. Vă asigur că, ca de obicei, răspundem pe toate și din nou. Dar trecut, care a fost cea mai provocatoare? Nu vă amintiți? Noi trebuie să ne gândim la un premiu. Haideți așa, cea mai provocatoare, nu îmi bani, cineva mi arată să le dăm bani. Cea mai provocatoare întrebare, cine da cea mai provocatoare întrebare, o să-l invit săptămâna viitoare, marți, miercuri, aici în biroul președintelui. Și o să discutăm. Dar cea mai, fără maturi și fără cuvinte necenzurate, cea mai provocatoare întrebare care o acordați la sfârșitul live-ului, voi vedeți care. Facem așa un voting aici în câteva persoane. Cel care va acorda cea mai provocatoare întrebare, eu îl invit săptămâna viitoare aici la instituția prezidențială. Facem un selfie, dacă doriți, cu mască, numai că acum așa e. La mine în birou. Merge așa? Au început să vină întrebări? Deja s-au început. Ok. Începem cu întrebările jurnaliștilor. Primul în Moldova. Domnule președinte, ce mesaje vă transmit oamenii de rând cu care discutați în timpul vizitelor în teritoriu? Bună întrebare. Probabil ați observat, ce sunt cei care sunt pe Facebook, urmăresc conturile mele, profilurile de Facebook, practic în fiecare săptămână sunt în teritoriu. Ieri am fost în trei raioane, ieri am fost în Leova, raionul Leova, am fost în Taraclie și am fost în Cedăr Lungă. Ieri am avut 16 întrevederi într-o zi, cineva spune că e mult sau puțin. Apropo, cineva m-a criticat din cei care erau cândva politicieni, acum sunt analiști sau comentatori politici, că lumea vrea să stau mai mult și nu reușesc sau eu fug din întrebări. Nu este așa. Noi acordăm timp suficient. De exemplu, ieri prima întrevedere cu primarii din 6-7 sate din Carhaseni, din Sărata Nouă. Sărata Nouă și satele din jur, Sărăteni sau Sărăteni. Satul Sărăteni, pentru că Sărata Nouă Sărăteni din Leova, în loc de 30 minute, noi am stat o oră și ceva și tot programul s-a schimbat. Ce spun oamenii? Oamenii, câteva teze. Hai să spun așa, 3-4 teze care le aud ca leitmotiv la toți, ca fier roșu. Prima teză importantă, oamenii vor politicieni responsabili. Oamenii s-au săturat de vorbe goale. Oamenii vor rezultate concrete. Adică vor președinte, prim-ministru, dacă au spus, faci. Oameni responsabili. Și foarte des aud că, îmi spun deja că sunt în campanie electorală, unii concurenți de-a mei electorali, oponenți, care spun că promit, ia ca unii s-au trezit amu că-s gata să dea 2-3 mii de lei pensii. Toate că întrebăm, dar unde au fost ea în trecut sau an sărți? Alții promit altceva. Și ce spun oamenii? În limba rusă este vorba, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Ce înseamnă asta? Nu tot ce strălucește e aur. Oamenii vor să fie stabilitate, oamenii vor responsabilitate, oamenii vor politicieni de nădejde. Nu de ești care îmblă și vorbesc pe Facebook și la toate întrevederile, că votați-ne, votați-ne, noi îți vedem asta. Pentru că dacă luăm la modul real, ceea ce s-a făcut în această perioadă grea, eu pot să spun lucruri foarte concrete, de exemplu, în agricultură. Dacă ne-am criticat cu agricultura, că nu o să facem, e secetă extraordinară, o secetă foarte mare, nu vreau să mă repet, voi știți. Dar zilele acestea, că la ziua de ieri,
agricultorii au primit în conturi 191 de milioane de lei. Știți ce îmi spun agricultorii în teritoriu? Îmi spun, dar noi 29 de ani n-am primit așa bani pe cont. E ca unul care a primit 1.700.000, având 1.000 și ceva de hectare de grupa întâia de grâu compromisie, de oars tot. El a primit 1.700.000 pe cont. El spune, ascult, spuneți că domnul Dodon, că Igor Colaci, 2 ani în urmă trebuie să dau atcat 25-30% pentru a primi 400.000. Am un statul, ne-a transferat pe cont 1.700.000. Nimeni nu crede. Crede că îi faci voi evaluările, listele astea și o să rămână ca cum a fost în trecut guvernul cel responsabil când a făcut evaluările când a bătut grindina la nord. Și au uitat de dânșii. Cu toate că erau 30 milioane de lei trebuia dat. Noi am găsit și le dăm 300 de milioane. Deci, dacă comparăm ceea ce este acum obținut față de ceea ce se promite, oamenii spun, lasă că am văzut unde ești care primit. Noi vedem că în situație grea, ne dat și cu agricultura, ne-a ajutat și cu pensiile, salariile, pensiile se plătesc la timp, ați mai găsit bani, ați dat la medici, 30% s-a ajutat salariile. De ce? Noi deja nu mai credem pe nimeni care provoacă. Vă știm pe voi și nu vrem să vină altcineva pentru că o să dea tot peste cap. Asta e primul ce aud eu de la oameni. Practic, 70-80%, cu excepția celor care sunt și de cei care sunt la alte partide, care deja sunt în campanie pentru alți oponenți, e treaba lor. Asta e primul lucru care l-a aud. Al doilea, mă întreabă domnul Dodon, dar cât să mai răbdăm noi, să mai suferim deputații ăștia care nu fac nimic în Parlament? Dacă vă blochează. Și în genere, ce facem cu Parlamentul ăsta? Dacă asta întrebare merge permanent. Ce facem cu Parlamentul? Eu le spun că ar fi bine să-l dizolvăm după începate, după prezidențiale, să mergem la alegeri parlamentare începate. Și a treia întrebare care vine foarte des din partea oamenilor, evident că ține tot blocul social. Pensiile, salariile. De exemplu, eu chiar ieri s-a apropiat câteva doamne pensionare, bătrână că chiar plângea și m-a strâns mâna și mi-a spus că, uite, faptul că ne-ați dat 700 de lei la începutul anului, noi am pus o lumânare pentru sănătatea voastră că ați venit cu așa inițiativă. Și credeam că n-ați spus că o să ne mai dați, noi nu credeam. Dacă acum ne mai dați încă 900 de lei la 1 octombrie, practic pensionarii cu pensii mai puțin de 3.000 de lei, acum o să obțină anul ăsta total 700 plus 900, 1.600 de lei. Practic încă o pensie primesc. Dar nu a fost asta niciodată în 29 de ani de independență. În afară de indexarea de 6%, 1 aprilie și 1 octombrie, sumare și aproape 6%, care se referă la toți. Dar 1.600 la ești care o pensie mai mică. Deci a treilea bloc important ține de problemele sociale, care le discutăm, le explicăm, cum mergem mai departe. Apropo, în educație, foarte mulți întreabă, la medici ați venit cu inițiativ foarte bun dublarea salariilor. Dar ce facem cu profesorii? Dar ce facem în sectorul educației cu persoanele tehnice? Persoanele tehnice care în școli, care acum sunt în situația când trebuie să spele coridoarele cele de 3-4 ori mai mult decât anterior, pentru că sunt două schimburi, dar salariile au rămas acolo jos. Deci următoarea etapă în anul următor, în anul viitor, în anul 2021, va fi, eu am spus deja, voi ieși cu inițiativa de dublare a salariilor în sectorul educației, așa cum am făcut în sectorul medicină. Dar să nu uităm și de cei tehnici. Și a patrulea bloc de întrebări care vine din partea oamenilor țin de problemele lor locale. Primarul nu a făcut cu tare, sau primarul a făcut cu tare, sau vecinul meu e ca asta, sau că trebuie de reparat gardul acolo, sau că biserica a început să schimbe acoperișul și ferestrele și nu au bani. E că astea patru direcții de bază care le-am practic la toate discuțiile din teritoriu. Deci, încă o dată, responsabili și nu schimbăm ceea ce avem în mână de pe pasăre, de pe gard. Al doilea lucru, ce facem cu Parlamentul. Al treilea, tot ceea ce sunt de social, salarii, pensii, și a patrulea, problemele locale. Eu sunt fier convins că moldovenii noștri, cetățenii Republicii Moldova, sunt oameni deștepți, înțelepți, înțelepți. La noi moldovenii sunt oameni înțelepți, care se percep foarte bine. Și văd foarte bine cine și ce costă. Știu foarte bine ce a făcut cu tare și cu tare. Care acum se fac mari eroi, mai ales în campanie electorală. Dar câțiva ani urmă chideau sute de școli. Sau furau miliardul, sau votau pentru nu știu ce acolo. Deci, eu cred că, încă o dată, repet, oamenii moldovenii sunt oameni înțelepți. Și o să dea apreciere tuturor și nouă și altor.
Următoarea întrebare o să dau una în limba de stat, una în limba rusă, voi le spune ce tot în limba de stat. RTR Moldova. Promolex в своем докладе озвучил сообщение, что действующее законодательство позволяет действующему президенту быть в более выгодном положении, чем остальным кандидатам. Речь идет о вручении госнаград в период избирательной кампании. Как вы прокомментируете это? Мы видели в последнее время очень много спекуляций о том, будет ли использован админресурс или нет в этой избирательной кампании. Я еще раз подтверждаю, что у нас нет никакого интереса как-то ставить тень сомнения на эти выборы. Речь касается этого административного ресурса, открытия избирательных участков и так далее. Ну, избирательные участки здесь дальше есть вопросы, я не буду здесь останавливаться. По этой конкретной проблеме, по этому конкретному вопросу. Если вы заметили, уважаемые друзья, каждую неделю я 2-3 раза в течение недели вручаю награды. Да не потому, что я подписал сейчас очень много наград. Потому что все, что не вручал в течение этого года, награды, я решил вручить до начала избирательной кампании. То есть до 1-2 октября. Поэтому мы приняли концептуальное, принципиальное решение. В течение избирательной кампании президент Республики Молдова Игорь Дадон не будет публиковать, участвовать в мероприятиях в качестве президента страны. Это означает никаких официальных встреч в качестве президента, вот эти встречи по утрам, понедельник, чтобы это не было использовано как, или интерпретировано как админресурс, никаких вручений наград или дипломов от президента. Хотя по закону это я имею право, но я не хочу давать кому-то повод для того, чтобы потом ставили под сомнением результаты выборов. И никаких других элементов, которые могут быть сочтены потом, как использование админресурса. Ну, я уже говорил, что машина, которая для президента, согласно законодательству, предусмотрена, мы не будем ей пользоваться. Мы найдем возможность, возьмем из избирательного фонда в аренду какой-то автомобиль и будем по стране разъезжать на этом автомобиле. Это касается и... Вот меня спрашивали, а как же ваш фотограф личный в президентуре или оператор? Конечно, они все уйдут в отпуск. И со своей техникой, не техникой из президентуры, будут со мной в территории разъезжать на разные встречи. Поэтому для нас это принципиальный момент. И мы будем делать все возможное, чтобы не было никаких сомнений. То, что касается, некоторые задавали вопрос, а может быть президенту на этот период уйти из должности, это очень сложная процедура. У президента, кроме каких-то прав конституционных, есть очень много обязательств. Я уже говорил, на этой неделе я подписал около 15 законов. Это и по пенсиям, это и по зарплатам, это и по сельскому хозяйству. И таких законов будут и в октябре. Я должен их подписать. Уйти из должности и что? Заблокировать полностью весь процесс государственного управления из-за того, что начинается избирательная кампания? Во-первых, никогда этого не было за все 29 лет независимости. Ни один президент не сворачивал свои полномочия в течение избирательной кампании. Ни один премьер, ни один спикер парламента. Во-вторых, у нас кризисная ситуация, у нас засуха, у нас коронавирус. И президент нужно, в определенных случаях нужно подписывать документы. Хотя бы подписывать, или если нужно, вмешиваться в какие-то ситуации, но не делать из этого публичный пиар для избирательной кампании. Артер задал еще один вопрос, хотя я говорил только по одному. Ну, давайте. Уже полгода действует режим закрытия границ в зоне безопасности, а приднестровские власти уже анонсировали решение продлить режим до 1 декабря. Как решится этот вопрос? Или уже не остались рычаги давления на официальный Тираспиль? Каким образом пройдут выборы для граждан, проживающих на левобережье? Если они не смогут проголосовать из-за закрытых границ, какова вероятность признания итогов выборов недействительными? И Ньюсмейкер тоже вопрос. Что вы думаете о намерении Приднестровья продлить карантин до 1 декабря и о том, что в этом случае приднестровцы не смогут принять участие в выборах президента? Намерены ли предпринять что-то в связи с этим? Ну, конечно, я считаю, что этот режим сейчас пересечения Днестра, я не буду говорить границ, потому что там зона безопасности, там не граница, он является незаконным. И я не раз публично об этом заявлял, и не раз обращался к приднестровскому лидеру, к Борису Николаевичу Красносельскому, что нужно все-таки вернуться к тому режиму передвижения, который был до 1 марта.
Мы видели некоторые заявления, что будут продлевать до 1 декабря. Я очень надеюсь, что этого не произойдет. Я очень надеюсь, что в ближайшее время, я надеюсь, там, с 1 октября или с 15 октября, или там, 20 октября, все-таки будет принято решение, чтобы все эти ограничения были сняты. Что произойдет, если не будут сняты? Признавать выборы или не признавать? Знаете, я думаю, что в некоторых странах, я не буду говорить на Западе или на Востоке, я не исключаю, что некоторые страны не будут готовы открыть столько избирательных участков в этих странах, сколько мы запросили. То есть вы знаете, что официально Центральная избирательная комиссия предложила открыть более 200 избирательных участков. Это рекордное количество для диаспоры. В прошлом году, если не ошибаюсь, было 81 избирательных участков в Европейском Союзе и 15-18 в Российской Федерации. Еще там плюс 20-30, то есть было около 130 участков. В этом году Центральная избирательная комиссия предложила, чтобы их было более 200. Но может быть такая ситуация, что там в какой-то стране, я не знаю, Запад, Восток, власти там примут решение из коронавируса, что не будут открывать там, сколько мы запросили, 30, к примеру, а только 10. И только в наших посольствах или в консульствах. Это право той страны, к которой мы обращаемся. Это их правительство принимает решение, не мы. Что делать в этом случае? Признавать выборы или не признавать? Конечно, нужно признавать. Нужно признавать выборы, потому что в таких условиях проходят выборы во всем мире. Вот буквально на днях президент Румынии объявил о том, что есть риск, что в некоторых странах не откроют избирательные участки для выборов, которые сейчас в течение нескольких недель будут проведены в Румынии. То есть они отчетливо понимают, что не все, которые поработают за рубежом или находятся временно, постоянно за рубежом, смогут проголосовать на следующем избирательном цикле на выборах. Ну и что? Из-за этого выборы не отменяют. Из-за этого не продлевает мандат действующей власти. Потому что если это сделать, кто-то скажет, что это попытка узурпации власти. Поэтому выбор отменять из-за этого категорически нельзя. Нужно постараться открыть максимальное избирательных участков вне страны. Нужно постараться решить проблему по передвижению жителей Республики Молдова, которые проживают в Приднестровье, для того, чтобы они смогли проголосовать. Я думаю, что и Центральная избирательная комиссия, я думаю, что и правительство, президент в этом не вмешивается и не будет вмешиваться, сделать все возможное для этого. Кстати, вот мы сегодня утром встречались с Хоганом, с господином послом Соединенных Штатов. Буквально в 8 часов утра у нас была очень хорошая встреча. Мы поговорили и о предстоящем избирательном процессе. Детально обсудили и риски, и то, что сейчас в масс-медиа разные дискуссии о том, законно, незаконно, фальсификация, нефальсификация. Конечно, никакой фальсификации не будет, и оно невозможно. Потому что на всех избирательных участках будут десятки наблюдателей. От всех кандидатов и много зарубежных этих наблюдателей. Поэтому никакой фальсификации быть не может. Урматуарин Требари. Кум комментац поза для инаугурария вечер. Акаре парчипат куфас педепис ремеш пас. Рафи Мустрат, депутат Сону. Коалиция актуала. Или... Ну, хайдецку кесть лезть. Эй, честно, дову. Его просто мы экспонула до аспекте. Прима. Липса блокурлор санитари ин институции девацемент май лесен зона рурал. Остаю проблемы сон? Я консидерка остаю проблемы мари. Фарантран детали, чинь осмоны к дичиной бурдема че субъект. Я че чей кари аула дичизя с хотараска че ста проблемы. Исам браво, я кари лауд. Я он хотар это, мам импликат, че он хотар ря чест проблемы мультилокалитец. Экземпл маловато веки, но димут сау, на алти локалитец. Я че энкодат, хотарыри очистить проблеме. Я вам возьму, что у парчпаре он амбассадоре фост фактивный реновый ориентериор, на не причиняется. Я кредки он лукру бун. Шеврауса салут инициатива челор, каре резолва часто проблем. А дойли аспект. Сфач шоу ординаст, остаю прости и тотала. И он цалег к смерджи школь, садорит бин, и он что чинь он ешит к инициативаст. Да сатай панглич, блин, ну, чем мой бунт. Дар ну требуй сфачим от это шоу динказуст. Дин контра, я кредян, ко партия челор каре, акума критика, шо после гувернари ультими, опнуан, шо рау тари мари евроинтегратор в Республика Молдова.
самые большие демократы и евроинтеграторы. А после министра эдукации, вице-министр, самой партии, премьер-министр. Да для чего у нас изволят проблем? Если у нас фост марь интегратории европей. Ну, тот цар. Для чего нас изволят? В окупа сделал чего? Для фурту миллиардов, да? Для фурату бани лордин грантов строине. Для чего нас луат осудиться 200 миллионов лекарь, 200 из этой школы вем на сайте, вем 800 ди примарии. Ну, хай бине, вем максимум 700-800 ди школь пенсати. Ну, 300-400 ау проблема аста ку блокурле санитари. Ну, кат коста кестия аста? Ну, коста 300 ди мий. Ва требу 50-100 миллион де лей. Де чин ац факут кестия аста? Ша му сариц ин кап ла чей кари у фак. Да, у луат-о пре разна ку пиарул. Ле дам писти кап пентру кестия аста. Шо ю кред ки итац о нцелес. Дар проблема есть. Шо ю вреу форте мулт, поате даторита честуй каз. Totuși se vor ocupa cei care vor doar să facă PR și show-uri din cazul ăsta. Încă o dată, e o situație stupidă. Dar problema este și trebuie rezolvată. Tot Unimedia, coaliția actuală e la limită. Mai mult, în PD sunt nemulțumit și în PSRM se cere diminuarea cederilor pentru democrație, după ce deputații PD au părăsit fracțiunea. Veți schimba numărul de miniștri din partea PD din actualul guvern? Semn de întrebare. PD vă condiționează să nu declanșați alegeri parlamentare începate? Coaliția, după cum am menționat recent, există între Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat. Este un acord de coaliție care a fost semnat în luna martie. Da, atunci ponderea în această coaliție a fost diferită. Socialiștii aveau 37 de deputați sau 36. Democrații aveau 21 sau 23. Acum democrații au de două ori mai puțin. Eu nu cred că noi vom face careva schimbări în acest acord de coaliție în timp apropiat. Noi, Partidul Socialiștilor, spun din numele partidului acum, încă nu sunt în campanie electorală, pot să-mi permit, noi suntem parteneri credibili, onești. Chiar dacă unii ne provoacă și își doresc reconfigurări, și chiar dacă au dreptate în acest sens, pentru că încă o dată, această coaliție nu are 51 de voturi. Cu toate că avea 60 ceva de la socialiști, nu au plecat niciun. Au plecat de la democrație. Deci aceste subiecte se discută în interiorul coaliției și se iau decizii în interiorul coaliției. Până ce, la această etapă, eu nu văd primizie pentru a fi finalizată această colaborare. Eu cred că ei trebuie menținută. Trebuie să asigurăm stabilitatea guvernării pe următoarea perioadă, pentru că suntem într-o perioadă dificilă. Noi avem COVID, noi avem secetă, mai punem deasupra și criza politică și să avem probleme. Da, după alegeri prezidențiale, noi trebuie să luăm o decizie. Poziția mea rămâne aceeași. Parlamentul trebuie dizolvat și trebuie să mergem la alegeri parlamentare anticipate. Dar decizia o luăm imediat după ce finalizăm campania electorală pentru prezidențiale. Să nu se acumuleze toate odată. Pentru că ne trebuie un guvern funcțional. Ce înseamnă guvern funcțional? Care are toate atribuțiile. Dacă guvernul finalizează acum negocierile pe acordul de credit cu Federația Rusă. Dacă guvernul pleacă în demis sau iese demis, ei nu pot semna acest acord. Nu pot continua pregătirea programului cu Fondul Monetar Internațional. Și este blocat. Dar noi acum o să avem suplimentar probleme cu agricultura, cu sănătatea și așa mai departe. De aceea un guvern responsabil, dar noi suntem oameni responsabili, noi trebuie să menținem stabilitatea pe următoarea perioadă. Dacă cineva vrea să iasă din acest guvern, mă refer la PD, nu are decât să o facă. Eu sunt ferm convins că acest guvern va continua mai departe ca guvern minoritar. Se vor găsi suficiente voturi în Parlament pentru a susține inițiativele acestui guvern. TV8. Ministrul Educației Igor Șarov a semnat un ordin prin care se interzice organizarea evenimentelor ce nu au o tangență în procesul educațional în instituțiile de învățământ. Prin urmare, politicienii nu vor avea dreptul să intre în instituțiile de învățământ. Veți respecta acest ordin semnat de ministru. Eu am văzut acest ordin ieri. El ar fi fost bine să fie permanent, nu doar pentru campanie electorală. Eu consider că n-au ce căuta politicienii în campanie electorală prin școli și grădiniță. Mai mult ca atât în situații de COVID. Încă o dată spun, lucrătorii cei tehnice trebuie să îmble cu spălatul treptilor și coridoarele cele lungi prin școlile astea care au rămas prin sate, prin centre regionale, urma la toate partidele. Dar știți cum e procesul electoral? Dacă un partid politic solicită, un concurent electoral solicită,
Ești obligat să-l să-i pui la dispoziție în grădiniță, în școală, în orice întreprindere. Așa e, așa e legislația. Așa e legislația. Deci e evident că e corectă această decizie. În perioada electorală, mai ales în situația de COVID, trebuie interzis. Voi respecta sau nu? Evident că în calitate de candidat electoral, în momentul când o să fiu candidat electoral, este evident că vom respecta. În calitate de președinte, până a fi înregistrat în campanie electorală, eu pot să am întrevederi cu la inițiativa directorului, că ieri am avut în liceul din orașul Leova, liceul Mihai Minescu, un liceu foarte frumos. Ne-am discutat cu profesorii, mai multe subiecte care pe ei interesează, nu legat de electoral. Sau ieri am avut întrevederi în liceul din orașul Taraclie, unde am discutat de asemenea subiecte care țin de activitatea sectorului educațional. Dar eu sunt absolut de acord că în procesul educațional, mai ales în campanie electorală, nu trebuie să permitem la nimeni să facă acțiuni politice. De aceea salut și îl susțin în continuare cu acest demers. Maia Sandu se, NTV. Maia Sandu se pregătește de proteste în stradă ca în Belarus dacă pierde alegerile. Toată țara e în panouri care spun că alegerile deja sunt furate. Deci pregătește Maidan. Dar ce vor face socialiștii și Igor Dodon dacă pierd alegerile? În primul rând, nu, eu nu cred că, da, ceea ce am spus recent la un post de televiziune, eu în această campanie nu o să dau numele niciunui concurent electoral, niciunui politician. Deci eu m-am citit doar ce e scris, dar să răspund cuiva nu am de gând. Deoarece mă axez nu pe lupta cu concurența electorală, mă axez pe ceea ce așteaptă oamenii de la președinte și de la guvern în genere. Eu, asta o să fie agenda mea și cred că săptămâna viitoare sau peste o săptămână o să vedeți care sunt punctele platformei agendei mele electorale. Acum, în ceea ce ține de Maidan sau de fraudarea alegerilor, haideți să le luăm pe rând. Fraudarea alegerilor, deja am răspuns astăzi, să mai înainte, în limba rusă, dar repet, este imposibil de falsificat alegerile în condițiile în care la fiecare secție de votare sunt reprezentanții tuturor concurenților electorali plus observatorii străini. Deci cei care vorbesc de falsificare încearcă de pe acum să se victimizeze. Eu vă amintesc, unii anul trecut spuneau că sunt plini de mercuriu. Nu o să dau nume. S-au terminat alegerile, s-au terminat și mercuriu. Și de un parlament cu un zontic de ăsta de plajă și s-a părat de mercuriu. A fost la prima ședință a Parlamentului, mare și-o făcut acolo. Dar pe urmă au uitat toți de mercuriu. Dar de ce? Pentru că se victimizau. Încercau să se victimizeze. Exact așa acum. Le fură votul. Cine o să vă fure vouă? Voi încercați să isterizați lumea, numai că vă faceți o defavoare vouă. Care e sensul pentru alegătorii voștri să iasă la vot, dacă voi deja le spuneți că n-are sens să ieșeți, oameni buni, pentru că este tot una să câștigi. Adică voi din start știți că veți pierde aceste alegeri prezidențiale. Și încercați să isterizați. O să vă joace defavoare lucrul acesta. Încă o dată repet, falsificarea, fraudarea alegerilor este imposibilă. Republica Moldova deja are foarte bună experiență pentru a petrece un scrutin electoral corect, conform regulilor democratice. Mai mult ca atât, vreau să menționez că de procesul electoral este responsabil cine? Comisia Electorală Centrală, unde socialiștii nu sunt majoritate, unde majoritatea sunt alte partide care acum sunt în confruntare cu socialiștii. Conducerea Comisiei Electorale Centrale este un membru a unui partid politic de opoziție, care a înaintat un candidat la aceste alegeri prezidențiale. Mergem mai departe. Validarea alegerilor se petrece la Curtea Constituțională. Să vă amintesc care este structura acum la Curtea Constituțională, stimați concurenții electorali, sau nu trebuie. Majoritatea în actuală componență Curții Constituționale este de partea opoziției. Cel puțin trei membri ai Curții Constituționale au fost înaintați de partide politice care au fost în fostul, sau au fost făcut parte, în fostul bloc acum. Apoi despre ce fraudarea legilor vorbiți? Adică și la procesul electoral voi sunteți opoziția. Și la recunoașterea legilor tot voi sunteți opoziție. Atunci ce avem noi cu chestia asta? Acum în ce ține de Maidan? Nu mai cred eu că iau capacitatea să facă Maidan. Dar poate să cheame lumea la destabilizare. Ceea ce eu vreau să vedeți o diferență foarte clară între noi și toți ei. Eu pun pe toți într-o oală, în ceașca asta de ceai. Actez.
Care e diferența? În primul rând, toți ăștia nu luptă cu președintele Dodon, toți împreună. Ei n-au altă agendă. Voi ați auzit ei să vorbească despre altceva? Trebuie să-l dăm pe jos pe Dodon. Noi ne axăm pe lucruri concrete. Salarii, drumuri și facem mai departe. Cum ajutăm oamenii? Ea care e agenda noastră. Asta e unul. Doi. Noi niciodată nu o să destabilizăm situația indiferent de rezultatele alegerilor. Vreau aici să duc un mesaj foarte clar și la oponenți și la observatorii, partenerii externi, dar și la cetățeni. Eu trăiesc în această țară, ca și dumneavoastră, mare majoritate a celor care mă priviți. Noi avem copii aici, noi avem nepoți aici, eu nepoți încă nu am. Voi aveți nepoți, unii. Ce înseamnă destabilizare? Dacă vorbesc de Belarus, v-ați zis ce haos e acolo? Voi vreți așa ceva să fie prin Chișinău, să fie tot întors picioarele în sus? Noi niciodată nu o să facem lucrul ăsta. Eu am organizat proteste, sute de proteste, dar niciodată nu am destabilizat situația. Nu mi-am permis să intru în clădiri, cum își permit unii și multe alte chestii. Deci asta e diferența. Ei vor haos. Dacă nu pot să ajungă la guvernare legal, ei vor haos. Noi lucrul ăsta nu-l dorim și nu vom provoca acest haos. Noi nu vom scoate întrebarea concretă. Ce vom face după alegeri? În primul rând, eu cred că nu trebuie să fii prea supra-încrezut, dar nici să subestimezi capacitățile sale. Eu cred că noi avem toate șansele și noi vom învinge în acest scrutin prezidențial. Pentru că oamenii sunt înțelepți. De aceea, noi, indiferent de rezultat, noi nu vom chema oamenii în stradă și nu vom scoate oamenii la proteste. Doar într-un singur caz am putea să-i scoate. Pentru a apăra victoria președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon. Dacă o să vedem că oponenții, după alegeri prezidențiale, vor încerca să destabilizeze situația, evident că cei care ne sunt pe noi vor spune, dar noi ce să facem? Încă Lenin spunea că не стоит, очень важно победить, но очень важно удержать победу. Победа стоит того или стоит чего-то, если ее можно защитить. Deci, evident că noi vom face tot posibil să apărăm victoria în acest scrutin. Dar eu sunt categoric împotriva destabilizării. Să nu uităm, turul 1 noiembrie, turul 2, 15, dacă va fi, și intrăm în iarnă. Noi intrăm în perioada rece anului, când sunt o mulțime de probleme. În afară de COVID avem gripa sezonieră. Trebuie să vedem care să fie contractul la gaz pe perioada următoare. Trebuie să vedem ce facem cu salariile, pensiile și cum plătim la pensionar ceva suplimentar ianuarie, februarie și multe, multe alte chestii. Noi ce avem când să stăm în stradă și să strigăm pe aceea, să îmblăm cu urlatul prin fața Parlamentului? De ce cei cu falsificarea? Nu, știți cum acolo, plăhomul, tanțorul? Знаете, что мешает? Ну, если это танцовщица, то мешает паркет. Asta. Я как-то спеши есть его. Așa, următoarea întrebare. Акцент ТВ. Сегодня много говорят об открытии участков для голосования за рубежом. Как с вашей точки зрения диаспора может повлиять на результаты этих выборов? Ну, я уже сказал, что более 200 мы запросили, ЦИК запросил, чтобы были открыты за рубежом. Может диаспора повлиять или не может? Конечно, может повлиять. Вот в прошлый раз на президентских выборах за рубежом проголосовало 140 или 150 тысяч человек, из которых, замечу, 130 или 140 тысяч проголосовали за моего оппонента. Но это не помогло моему оппоненту победить. То есть, если бы не было этих голосов, то разница между нами по результатам выборов 4 года назад была не 60 тысяч, было бы 200 с чем-то тысяч голосов. Конечно, результат выборов за рубежом влияет, но я слышал разные мнения, давайте скажем, чтобы они запретить им голосование. Это неправильно. Это граждане нашей страны. Нужно дать возможность всем голосовать. И я как президент, я считаю, что неважно. Здесь вопрос не о победе или проигрыше. Здесь вопрос о том, что нужно дать людям возможность проголосовать. Это граждане нашей страны, которые, исходя из каких-то ситуаций, они не виноваты. Они просто оказались за рубежом. Хотели больше заработать, или там их семья, или там находятся на учебе, или много-много разных ситуаций есть. Надо дать им возможность проголосовать. Хотя не во всех странах это есть. Если я не ошибаюсь, в Армении, к примеру, там диаспора не голосует. Вот мне Пашинян, мой хороший друг, премьер-министр Армении, мне говорил, у нас голосуют только те, кто в стране. Потому что у нас в Армении там несколько миллионов, а за рубежом в 10 раз больше армянин.
Говорит, зачем им давать возможности? Они всегда проживают за рубежом. Зачем они должны избрать президента или премьера, или там парламент страны, если они никогда здесь жить не будут? То есть они создают здесь власть для тех, которые в стране, но они находятся где-то там, за кордоном, и там хорошо живут. Это позиция Армении. Я не буду их критиковать, но они так для себя решили. И многие страны так решили для себя. Но исходя из того, что у нас миллион граждан, треть граждан за рубежом, я думаю, что им нужно дать возможность голосования на этих выборах. И я уже говорил об этом, я считаю, что к следующим выборам, парламентским, следующим президентским, возможно, нужно сделать все возможное, чтобы было электронное голосование. Чтобы люди имели возможность голосовать, где бы они ни находились. Чтобы они просто внесли свои данные, не знаю, может быть, там отпечаток или... Ну, это сейчас технологии такие, что могут ребята придумать, специалисты. Чтобы они, там, находясь даже там на Северном полюсе, они зашли в сеть и проголосовали. С серьезными протоколами, чтобы минимизировать риски фальсификации. Поэтому буду голосовать за рубежом. В каком объеме и как, все зависит от того, как разные страны, правительства этих стран примут решение по открытию избирательных участков. Спутник Молдова. В рамках вашей августовской встречи в Москве с Дмитрием Козаком шла речь о том, чтобы в октябре 2020 года в Кишиневе состоится очередное заседание Молдо-Российского межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Как проходит подготовка к этому мероприятию? Насколько повлияла или нет на сроки и формат проведения заседания ситуация с пандемией коронавируса и какие вопросы будут включены в повестку? Насколько я знаю, я даже написал, может быть, уже ответил Пержу, что я видел этот вопрос, еще не ответил. Сопредседатель с молдавской стороны, это министр сельского хозяйства Пержу Ион. Насколько я знаю, она пройдет в ближайшие недели, сроки сейчас точно не могу сказать, и она будет проходить в онлайн-режиме, то есть из-за коронавируса, ну, будет вот в таком режиме проходить. Там много очень вопросов социально-экономических, которые, я надеюсь, будет конструктивно, они будут рассмотрены и будут приняты соответствующие решения. Из решений, которые я очень надеюсь, что будут подписаны в ближайшее время между Молдовой и Россией, и у меня есть уверенность, что об этом мы узнаем в ближайшие дни, недели, это как минимум 4 соглашения или 4 направления, которые нас сейчас очень интересуют. Первое – это кредит 200 миллионов евро, о котором мы договорились, и нужно подписать соглашение. Я думаю, что будет подписано. Второе – очень важное соглашение, которое ждут все молдаване, которые находятся или работают в России, это о социальной защите. Речь идет о том соглашении, что те, кто работает в России, по возвращению домой смогли получать пенсию здесь. Это важное соглашение, оно готовилось несколько, 3-4 года, она уже подготовлена. Мы ее приняли уже на правительство у нас, ее нужно подписать. Третья важная договоренность – это по дистопливу для сельского хозяйства. У меня есть уверенность в том, не могу пока разгласить детали, хотя я их знаю, что несколько десятков тысяч тонн дистоплива Российская Федерация, как настоящий друг и брат, как настоящие братья для молдавского народа, приняли решение оказать эту гуманитарную помощь для поддержки сельхозпроизводителей. Когда и как и в каких объемах, я думаю, что уже правительство пусть занимается, чтобы президент здесь не вмешивался. Но это по моей просьбе, которая была еще в июле, в августе, я передал Путину. И четвертое направление, конечно, связано с коронавирусом. Нас очень интересует вакцинация наших людей. Тех, которые в первой линии, тех, которые самый большой риск, это для учителей, это для медиков, это для других категорий населения, для пожилых людей. Поэтому мы очень надеемся. Я понимаю, что в России сейчас поставлена промышленность, производство, но они обеспечивают свои регионы. Я уже узнавал, и там практически расписано все по дням, сколько производит и в какой регион все это уходит. И вклиниться в этот режим будет очень непросто. Но я все-таки надеюсь, что вот моя просьба, которую я уже озвучил, несколько десятков, может быть 100-150 тысяч этих вакцин, чтобы мы получили, чтобы начинать вакцинацию. Здесь отмечу еще раз, потому что были разные интерпретации, я считаю, что вакцинацию нужно проводить добровольно, не обязательно. Ультиман Трибари, Протевек Кишинев, Партиду Лафат Ла Губернари, Песерме,
Ал кэрой лидер не формал сунтез не вас, тогда нуждикаты против веки шинел, ше журналиста Лорена Бокза, ам праг ди кампании электорала. Ком комментат ситуация? Он снимает данные Бокза, но комментец нич де кум, потому что я не сам импликат в этот процесс юридик. Я сунт импликат в этот процесс юридик в ресурсе медиа, лукур стал мой спус. Atunci când se repartizează unele fake-uri, sunt obligat să reacționez și avem deja mai multe decizii de judecată luate în favoarea noastră. Dar acest caz, ce să-l comentez? O să vă clarificați. Eu nu cred că cineva, stimați jurnaliști de la ProTV, are intenția cumva să influențeze sau să, Doamne ferește, să închidă un post de televiziune și așa mai departe. Categoric nu. Se face foarte simplu. Dacă ați greșit, recunoașteți că a fost o greșeală sau a fost spusă o noutate neverificat. Este vorba de un fake news. Nu nicio problemă. Nimeni nu cere de la voi milioane, nu știu ce. Mă refer nu la cazul ăsta, în general. Și poate acest astfel de dosare în judecată totuși va duce la ceea că presa nu va tiraja noutăți false. Care noi le vedem în fiecare zi ce se întâmplă. Tak, mergem la întrebări? Sunt întrebări. Provocatoare sunt? Da. Sunt? Așa, eu văd că destul de foarte multe. Așa. Începem. Așa, acum e fără 20, ar fi bine în jumătate de oră să finalizăm. Eu exact la ora 11:15 îmânez distincții din nou pe unele decrete care au fost semnate anterior. Gabriel Călin, întrebare provocatoare. Până la urmă, Maia Sandu a acceptat să meargă la film sau nu? Deci nu știu cum să răspund. Da, Călin. Eu am invitat-o la Condrița. La film n-am invitat-o. Bine oficial, poate la film am invitat-o, dar la Condrița. Noi aici stăteam în fiecare zi de luni. La masa asta eu stăteam acolo. Acolo stătea doamna Greceană, aici stătea Maia Sandu, aici stătea Andrei Năstas. Am avut multe discuții atunci când am fost în coaliție. Ne strângeam mâna de fiecare dată, nu ne pupam, evident, cum se poate. Prim-ministru cu președintele ăsta, Doamne ferește. Dar odată le-am spus, haideți să vă invit la Condrița, nu la mine acasă, președință de stat. O să ricar și nu au vrut. Așa că la film nu am invitat. Așa că nici nu a acceptat. Nici la Condrița nu a acceptat. Cristina Вдовой. Что будет с учениками, которые учатся в России? Учебный год начался давно. Кристина, насколько я видел заявление Министерства образования России, мне кажется, это было на этой неделе, два дня назад. Они приняли решение в этапах пропускать сначала первый курс в университетах, там, учениках в Российскую Федерацию. Насколько я понимаю, этот процесс начнется со следующей недели. Не все разом, а этапами. Это было заявление, я думаю, что вы ее можете найти в интернете, заявление Министерства образования Российской Федерации. Я ее сейчас найду и себе где-то вывешу, или попрошу, вот мои советники, если смотрят, найдите, пожалуйста, это заявление Министерства образования Российской Федерации и перешлите Кристине Вдовой, которая только что написала мне вопрос. Так, Коробчану Анастасия, домни пшенинте. De ce cursul de la rubla rusească e așa de mic față de leu moldovenesc? Bună întrebare. Haideți așa. O să explic, nu ca economist, ca să înțeleagă așa, pe narodno-hristianską mutăță. În Federația Rusă, după ce s-a început criza, mai ales în legătură cu toate problemele economice, rubla rusească s-a depreciat, adică a crescut cursul în Rusia. În Moldova, cu regret, eu spun cu regret, cursul a scăzut. Adică leu s-a întărit. S-a apreciat moneda națională pentru profesioniști. De ce spun cu regret? Pentru că asta defavorizează exporturile. Pentru că omul cealaltă când vinde un kilogram de miere, luăm mierele, îl vinde în Federația Rusă și dacă îl vinde înainte cu un dolar, spune cu un dolar, toate că nu a fost un dolar, a fost 40-50 cenți, dar mai ușor să fie pentru calcul. El îl vinde cu un dolar. Dolarul ăsta în Federația Rusă am 70 de rubli, adică el acolo vinde cu 70 de rubli, vinde kilogramul de miere. Când aduce 70, când face schimb, aceste 70 de rubli, dacă cursul s-a dus la 16, s-a dus la 16, s-a transformat în, el obține pe miere 16 lei. Dar anterior, dacă era cursul 17, puteți să obțină 17 lei. Iată de ce pentru noi e important
fie o depreciere în mod, o creștere a cursului dolarului față de leu și euro pentru a favoriza exporturile. Eu consider că aici Banca Națională, și am spus bine, la noi e independentă sau mai gumană mire cum este vorba aceea, dar eu consider că noi trebuie să depreciem puțin moneda națională pentru a favoriza exporturile și a da un impuls economiei. Eu cred că Banca Națională aici nu procedează corect. Pentru că nu sunt riscuri de creștere a prețurilor, tarifelor la energie electrică, termică, pentru că ele scap. Iată de ce e diferența aceasta. Fără a intra mai departe în detalii. Ilie Cernea, domnul președinte Igor Dodon, bună ziua, plecând de la premiza împreună suntem mai puternici. Credeți că puteți armoniza două maluri ale Nistrului, dar cele două maluri ale Prutului? Vreți un consilier mitropolitul Banatului, care poate fi un bun consilier? Ilie, nu, eu consilieri străini nu am. Nici din Banat, nici din Rusia, nici din Ucraina, nici din Statele Unite. De ce? Să-mi iau un consilier străin, nu știu dacă mă ține buzunarul, dar nici nu-i cazul președintele țării să aibă consilier străin. Până la mine au fost unii care și-au luat consilieri din România, eu lucrul ăsta nu îl fac. Eu apreciez experiența și priceperea băieților noștri moldoveni. Noi avem băieți foarte buni, specialiști. Îi trebuie promovați, găsiți și dat o șansă să meargă înainte. În ce țin de armonizare, dacă vorbim malul stâng al Nistrului cu Transnistria, va fi foarte dificil. Va fi foarte dificil, pentru că sunt sisteme fiscale, dacă vorbim economic. La noi este TVA, taxă pe valoare adăugată. La ei nu este TVA, este impozit pe cifra de afaceri. V-am dat un cel mai simplu exemplu. Păi sistemul bancar, la noi leu, la ei așa numită rublă transnistriană. Sunt o mulțime de lucruri. Dar cu voință politică, eu cred că această armonizare poate fi făcută în termen de câțiva ani. În ceea ce ține malul stâng al Nistrului, al Prutului și malul drept al Prutului, nu, unire nu o să fie, liniștiți-vă, nu o să fie niciun fel de unire, nici vouă asta nu vă trebuie, vouă vă trebuie probleme pe capul vostru. Unire nu o să fie, noi suntem țări separate, țări vecine, vă stimăm, ne stimați, sunteți frați, un pahar de vin, țuică și așa mai departe, veniți în spiție, dar niciun fel de unire nu o să fie. Armonizarea, ea are loc în conformitate cu directivele și acquis-ul comunitar, directivele Uniunii Europene. De ce? Pentru că asta favorizează investițiile, comerțul și așa mai departe. Dar consilier nu. Mersi. Puteți să veniți în spiție. Pot să vă primesc aici, dacă mitropolitul Banatului. Așa că înalt răsfințit mitropolit, poftim, vreți în spiție, sunt gata să vă primesc. Petru Bejan. Bună ziua, domnule președinte. Drumurile din localități ce se fac acum? Sunt finanțate de stat? Semn de întrebare. Oricum mulțumim pentru drum. Petru, da, aceste drumuri sunt finanțate de stat. Este vorba de programul Drumuri Bune pentru Toți. De ce pentru toți? Pentru că anterior, până la venirea la guvernare, la drumurile din unele localități care erau mai aproape de guvern, mai aproape de partid, îi dădea 3 milioane, dar la altele drumuri nici 100 de mii, îi dădea câte 10 mii de lei pentru drumuri. Eu am hotărât să dăm la toți cel puțin câte 1 milion de lei. De ce? Această programă va continua. Și eu cred că în 3-4 ani noi reușim să schimbăm esențial situația cu drumurile în localitățile rurale. Paralel vom face aceste investiții și în drumurile între sate, între localități. Că eu ieri am inspectat un drum cea de lungă Tvardiță. Un drum de 70 ceva de milioane, 12,4 km. Pe drumul cel era distrus complet. Acum se face și el în octombrie să fie gata. Eu de ce spun lucrul ăsta? Pentru cei care ne critică și care spun că o să fie mai buni ca noi. Uitați-vă, într-un an foarte dificil, anul 2020, an de criză, an de secetă, an de COVID, de tot. Noi am găsit 1 miliard de lei. Le-am dat suplimentar la pensionari. Aceștia 1.500 de lei, 1.600 la 660.000 de pensionari. E 1 miliard de lei suplimentar. Le-am dat la pensionari. Noi am găsit 1.300 de lei care le-am dat la drumuri bune pentru toți. Noi am găsit 300-400 de milioane care le-am dat la majorarea salariilor la medici. Noi am găsit 150-200 de milioane de lei, le-am dat pentru a da salarii suplimentare la profesori, pentru că ei lucrează mai mult, acum lucrează în două schimburi. Noi am găsit suplimentar 300 de milioane de lei, care niciodată nimeni nu dădea, noi am dat la agricultori. Adică dacă o să însumați tot, peste vreo 2 miliarde jumate, 3 miliarde de lei, în condiții de criză, când ăștia ne-au blocat creditul din Federația Rusă, noi am găsit și am investit în economie.
Știți, oameni, gospodari, oameni responsabili. Nu mi-e spus că ai să acum în guvern. Nu cum l-au pe mine, guvernanții. Oameni responsabili. O găsi posibilitatea, au tăiat din cumpărarea mașinilor și computerilor pe la ministerii, pe la năcianici. Noi de la științei vreo 4-5 milioane am tăiat din deplasări și am mai parte. Le-am spus, ajunge. Ajunge. Nu cumpără nimic, nimic, e criză. Am tăiat și am dat pentru prioritățile respective. Vitalie Preda, dețin unele înscrisuri, cum s-a mușamalizat concursuri la serviciu vamal. Am participat la 7 concursuri la serviciu vamal. E strigător că ce s-a întâmplat, rog să fie auzit, scriu, dar în zadar. Domnul președinte și-a bătut joc de o familie cu 5 membri. Vă rog să fie auzit. Domnul Vitalie, dați-mi detaliile într-un mesaj în privat. Eu să dau indicații consilierilor să ne clarificăm. Cristina, domnule președinte, când vor fi gazificate satele din nordul țării? În raionul Briceni, orașele au gaz, dar satele nu. Cristina, noi mergem cu gazificarea în acest an mai intensiv. Am discutat, am rugat cei la Moldova Gaz. Inițial, pentru anul curent erau 18 milioane de lei pentru gazificare. Eu am majorat de 3 ori până la 50 ceva de milioane de lei gazificare în interiorul localităților pentru anul curent. În anul viitor voi ruga Moldova Gaz să majorăm poate până la 100 de milioane de lei și mergem cu gazificarea în toate localitățile unde oamenii sunt gata să accepte să fie gazificați. Apropo, așa că, doamna Cristina, mergem și în raionul Briceni, mergem în toate localitățile și o să intensificăm în perioada următoare. Dar deoarece a luat vorba despre gaz, ieri sau altă ieri, Moldova Gaz s-a adresat la organul de reglementare pentru a diminua tarifele la gaz, așa cum am menționat eu anterior. Este un lucru foarte important. Eu sper foarte mult. Bine, Andrei este un regulator independent, ei și-au procedurile lor, discuții publice și așa mai departe. Sper foarte mult până la începerea perioadei reci a anului, până atunci când consumăm mai mult gaz, până atunci se micșoreze tarifele la gaz, la energie electrică și ca rezultat trebuie micșorate și tarifele la energie termică, mă refer la municipiul Chișinău, unde tariful este la gigocalorii prea mare, 1100 și ceva. Eu cred că sub 1000 ar fi bine de micșorat. Лидия Кристева. Господин президент, когда вернете пенсионный возраст на 50 лет для женщин? Обещали. Лидия, я был категорически против этого закона в 2016 году, и мы об этом не раз говорили. Этот закон был принят до того, как я стал президентом Республики Молдова. Для того, чтобы проголосовать за эти изменения, нужно 51 голос в парламенте. Сейчас у социалистов, у моей партии, которая меня поддерживает, только 37. Другие партии эту инициативу не поддерживают. Будем работать с ними для того, чтобы убедить, либо уже вернемся к этому вопросу после досрочных парламентских выборов. Но это для нас остается приоритет. Людмила Ботнарюк. Сау инкис школь петимпул майсаду. Кытис школя садиски знастр. Ну, дамна Ботнарюк. Но носа дау нумили конкуренцию электораль. Антрадивара фост инкисе маймулты школь. Че чем решит дребаре директ мия. Не фин пришедший алцерий, прин 2015, 2013, 2014, когда была процедура денькидрия школы, в кытива районе, где были социалисты для губернаторе, но и нам инкис ничего школы. Он гасит сурси, шеф, как тот посибил, сену сенкиды школы. Рефектор ла редескидрия школы, я штю, ка унели школы, а унчепут са фие редескид, с керо сентреб коллеги, са видим, кыти, ши вон континуа чес процесс. Я консидер, рымым пи позиции, ка инкидрия школы интрон сад, инсямне ликидаря сатуми. Nu mai rămâne nici o familie tânără în satul cel. Care-i sensul să rămâi într-un sat unde nu-i școală, grădiniță? Familie tineri vor să aibă copii și așa mai departe. Așa că asta e. Punem punct în ceea ce ține de închiderea școlilor și vedem cum le dezvoltăm mai departe. Mai departe. Ana Gangan. Ce facem cu seceta din anul acesta? Ce va fi mai departe? Se va scumpi totul? Dubla? Doamna Gangan, eu cred că noi vom face față. În ceea ce se întâmplă de creștere prețurilor, haideți să vă explic puțin ce se întâmplă. La recolta de grâu, noi am recoltat 600 și ceva de mii de tone. Securitatea alimentară a Republicii Moldova este 350 de mii de tone. Adică noi avem un surplus de 200 și ceva de mii de tone de roada anului curent, plus avem vreo 50 și ceva de mii de tone în rezerva de stat, care putem să o utilizăm. Prețurile în afara țării la grâu sunt mai mari decât prețurile interne. Adică grâul nu va fi exportat masiv din țară.
Din contră, vor fi importat grâu mai ieftin pentru a asigura că prețul la pâine să rămână același. La porumb, noi o să recoltăm, încă merge procesul, eu cred că vreo 750-850 de mii de tone de porumb. Securitatea alimentară e 650-700 de mii de tone. Adică noi vom avea un surplus de 200 de mii de tone. Eu cred că și aici mari probleme nu avem. Exact aceeași situație avem și cu floarea soarelui, vom recolta vreo 400 de mii de tone. Consumul intern pentru a asigura cu ulei în jur la 250-300 de mii de tone. Așa că pe toate aceste capitole, practic, securitatea alimentară este asigurată și premizii pentru a avea dublări de prețuri, cum ați scris dumneavoastră, eu nu le văd. În orice caz, noi vom face tot posibilul să gestionăm situația, guvernul, conducerea țării, pentru că înțelegem că este un an dificil. Deci, pe de o parte, dăm mai mulți bani la pensionari, majorăm salariile la bugetari, trebuie să ținem agenții economici să dea salariu în sectorul real al economiei. De altă parte, trebuie să reglementăm, să gestionăm, să urmărim, să nu fac cineva speculații la prețuri. Și eu cred că situația noi o să ținem la control. Zubco, Cristina, tăiați șomajul că este plin statul de leniș. Probabil este vorba de ajutorul de șomaj, cei care primesc acest ajutor la bursa așa numită bursa muncii, eu sunt de acord că noi aici trebuie să ne clarificăm. Pentru că mulți primesc care nu sunt niște lăjgani, așa, de 2 metri, n-au nimic la suflet și se duc și depun la birja truda și primesc câteva mii de lei și se râde cei care lucrează cu 1500 în grădiniță sau cu 2000 de educatoare în școală. Evident că aici trebuie să ne punem niște reguli foarte clar că aceste persoane sau să nu primească sau dacă primesc să lucreze în folosul comunității. Наталья Кроитору. Добрый день. Почему ничего не принимается с мер с возвратом денег аффилированных лиц с банка Сучал? Мы судимся, но нет компетентных судей. Какие меры приняты? Наталья, вы знаете, там очень активно занимается прокуратура. Я не вмешиваюсь в работу прокуратуры, но вы видели, что по сравнению с тем, что было раньше, нам удалось очень серьезно продвинуться в этом году. Я уже говорил, 2,5 миллиарда лей вернули государству, еще на 3,7-3,8 миллиарда лей наложены аресты, включая денежные средства вот некоторых банков и так далее. Я думаю, что эти деньги вернутся в государство. То, что касается возврата аффилированным лицам, ну, я попрошу моих советников, чтобы узнали, как идет процесс несостоятельности, потому что это касается именно этого процесса. Сергей Константинов, давайте электронно голосовать. Сергей полностью согласен, я об этом и говорил. Сейчас система еще не готова, и почему-то власти до сих пор не были в этом заинтересованы. Я понимаю, почему, потому что, наверное, думали, что в этом случае будет тяжелее как-то все это контролировать. Нас не интересует контроль за избирательным процессом. Нас фальсификация полностью не интересует. Поэтому сразу после окончания этих выборов мы начнем подготовку, попросим и наших партнеров какие-то гранты, их опыт для того, чтобы внедрить электронное голосование. Бурлаку, când vor înceta toate restricțiile de Moldova? Domnul Bурлаку, practic, marea majoritate a restricțiilor în Republica Moldova au fost scoase. Practic, marea majoritate au fost scoase. Au rămas unele interdicții în spații închise, ceea ce ține de până la 50 de persoane. Au rămas pentru unele activități, basene, toate și bazinele s-au deschis deja. De aceea, încă o dată, restricțiile, practic, au fost excluse. Au rămas doar unele restricții pentru ieșirea din țară, dar ele sunt impuse nu de noi, de țările respective. Iona Babi, Parlamentul European nu a recunoscut președintele Lukashenko ca președinte legitim al Belarusiei. Nu vă temeți că pot să vă facă și vouă așa ceva? Să nu vă recunoască pe fondul protestelor posibile și pentru că opoziția deja spune că alegerile s-au fraudat. Domnul Babi, Belarusia nu-i Moldova. Și Dodonul Lukashenko. În sensul bun, în sensul rău, unii sunt critici. Eu îmi place foarte mult lucruri care le face Lukashenko. Spun sincer. Păi chiar dacă unii acum sunt critici. Lukashenko a făcut din Belarusia, vorbesc de economie, de partea socială, un lucru spre care noi trebuie să tindem. Eu consider că noi trebuie să tindem spre o economie și o sferă socială cum este în Belarusia. Și că pentru mine aici Belarusia este un exemplu. O spun foarte sincer. Eu am fost acolo de mai multe ori. Am văzut drumurile, am văzut întreprinderile agricole, am văzut întreprinderile industriale. Cel mai mare producător de tractoare, de mazuri, de putere economică foarte mare. Noi am distrus tot în perioada asta de când suntem independenți. Noi am distrus tot.
29 день, 30 день индепенденции. Дарий, да только Лукашенко, а вот минти, ну, с деструга. О, пострад, шинко мерс мэди партии. Те че де пункту азе ведери, Лукашенко, пентру мини есть у экземпл. И че есть инди норме демократичи, алегери, процесс политики интерн, фейкари цара, шари стандарт или шари требалор. Я не вреу с моим плик в политика интерна алтуй стат. Что вреу с комментез, и бини, сау и рэу. Что че пунем пункт? Ce va face Parlamentul European? Eu cred că, încă o dată vă spun, situația la noi e cu totul diferit. Absolut diferit. Și în ceea ce sunt de procesul electoral și regulile electorale și observatori și multe, multe, multe alte lucruri. Шалухин Николай, где миллиард? Николай, работаем в этом направлении. Чтобы не повторяться опять, я думаю, что в ближайшее время у нас будет дополнительно хороших новостей по этому поводу. Надеюсь, как минимум. Дима Андрей, когда наведете порядок с экзаменом на получение водительских прав? Коррупция зашкаливает. Почему у нас сложнее получить права, чем в Европе и в Америке? Дмитрий, мне тоже писали по этому поводу. Я попросил органов соответствующих, чтобы они занимались. Насколько я знаю, в ближайшее время, ну, не хочу раскрыть детали, чтобы кого-то не спугнуть, но что, то, что там наводим порядок, я вам это обещаю. Mariana Nicoleu, ce se întâmplă cu metal feros? De ce îl vindeți? Cine îl cumpără? Mariana, foarte multe întrebări în jurul metal feros. Haideți să explic lucrurile. Este vorba de o întreprindere de stat care pe parcursul perioadei ultimilor 10 ani a fost monopolist. Ce înseamnă monopolist? Statul nu dădea voie la alții să ocupe colectarea metalului feros și exportul. Era un monopol de stat. Pe fundalul ăsta, acolo erau scheme. Cum spune procurorul general, implicat Plahotniuc și mai departe. Ce am făcut noi? Încă anul trecut, împreună cu când era guvernarea cu acum, noi am schimbat legea și am anulat acest monopol. Că oricare poate să cumpere, să ocupe, să vândă și să exporte. Și în cazul ăsta îmi punem întrebarea logică. Dar pentru ce trebuie statului să fie prezent într-o piață unde ea trebuie să fie privat? Eu înțeleg, statul trebuie să fie prezent în activități strategice. Calea ferată, Moltelecom, energetica. Deci aici sunt lucruri strategice, unde statul trebuie să ai proprietate. Și trebuie să regulezi. Dar acolo unde piața e privat, pentru ce statul trebuie să vă regule? De ce așa a apărut ideea? Pentru ca să nu-i vină unul deștept. Mai târziu, că guvernele se schimbă. Sfarcă iar monopol de stat. Întreprinderea a fost scoasă la vânzare. Și să nu spună cineva că o ia cineva sub dânsul, a fost un preț foarte mare, 400 de milioane de lei. Dar nu cumpără nimic cu 400 milioane de lei. Pentru că acolo sunt câteva păreți și câteva active. Ea nu costă banii ăștia. Cifra de afacere a fost mare, volumile, pentru că numai ei vindeau. De ce? Pentru asta a fost costă. Niciun cu alt scop. Spune, gata, ăsta a fost un semnal pentru piață. Că noi, statul, nu vrem să întoarcem monopolul statului pe această activitate. Eu cred că statul nu trebuie să monopolizeze activități economice unde business-ul poate să meargă înainte. Strategice, încă o dată, ce ține de infrastructură energetică, calea ferată, ele trebuie să fie în proprietatea statului, în gestiunea statului, în reglementarea statului. Dar restul lasă cu pe business privat. Cozac Elena, suntem în Europa și dacă nu ne-am înregistrat, o să putem vota. Suntem de 20 de ani în Europa, până acum nu ne-am înregistrat de când așa lege. Doamna Elena, evident că o să puteți vota în Europa și indiferent în ce țară veți afla, indiferent dacă v-ați înregistrat sau nu. Înregistrarea a fost necesară pentru a primi un semnal către Comisia Electorală Centrală unde sunt moldoveni pentru a deschide secții de votare. Mai mult nimic. Deci, chiar dacă nu v-ați înregistrat până ziua de ieri, la alta ieri, fără niciun fel de problemă, secția de votare o să fie deschisă în țara respectivă, mergeți și votați așa cum dumneavoastră considerați. Любомир Стратулат. Бună ziua, domn președinte, ați promis că în luna martie 2020 vom putea lua legătura telefonică cu Transnistria. Dar vedem că nici până azi nu este. Când vom putea comunica prin telefon cu cei din Transnistria la tarife naționale? Domnule Stratulat, într-adevăr, noi sperăm foarte mult că până la sfârșitul lunii martie vom finaliza toate procedurile tehnice. Sunt câteva probleme care încă nu au fost rezolvate. În mare parte ține de probleme tehnice. De exemplu, Orange și Mulcel, când au procurat licența de telefonie mobilă, i-au cumpărat licența pentru toată Moldova, inclusiv Transnistria. Acum ei trebuie să cedeze o parte de licență pentru o parte din teritoriu. Ei pentru asta vor bani.
Sau să-l prelungim perioada de licență. Și e logic. Eu plătesc bani pentru toată teritoriul, inclusiv pentru Transnistria. Acum, dacă înregistrăm aici internet.com și dăm licență, atunci trebuie să ăștia, să, niște frecvențe, să-l cedeze la ce. Și aici merg discuții tehnice, cum să facem. Și mai sunt încă câteva elemente tehnice care acum sunt în discuție. Татьяна Дюльгер, почему до сих пор не выплатил 16 тысяч? Я сама медработник из Чадерлунга, переболела в мае, пока ничего не получила. А получили я вообще? Во-первых, если вы болели в мае, вы должны были бы уже получить в июне. Потому что я вчера разговаривал с премьер-министром, с министром финансов, или позавчера. Они вот буквально на днях выплатили эти 16 тысяч лей для тех, которые заболели в конце августа или в начале сентября. Потому что там выплаты очень быстро. Поэтому нужно разбираться, куда вы направили документы и почему вам еще не выплатили. Вы можете мне дать детали, или я вас прошу сейчас моего советника, госпожу Галину. Лас Легатуры, давно Галина, шевдец, честь, околу, кларификация, ваш контактация. Вероника Заватин. Салут, домной пшените, арфибини, даксалари, минимал пицар, на момент, дац фидиш, софии шапти миделей. Хоша лефай, посибил самай троешт. Эрдикация, требаря часто парламентал, мулцумеск, санатати. Doamna Veronica, noi înțelegem că salariul trebuie să fie mai mare. În același timp, noi nu putem impune agenții economice să plătească 7.000 și în sus. Noi putem să creăm pentru ei premize. Noi putem să majorăm salariile, de exemplu, în sectorul de stat, așa că să fie o concurență și să fie nevoie să plătească. Dar eu sunt ferm convins că cum merge tendința și noi avem în țară o problemă, e lipsa forței de muncă. În general, cea mai mare problemă a țării, a Moldovei, este că oamenii au plecat din țară, depopulare. Și eu știu acum în sezonul agricol, culesul merilor și așa mai departe, oamenii primesc 10-12 mii de lei de pe lună. Eu am fost la unele întreprinderi, în agricultură chiar. Au câte 17 mii de lei tractoriști acum. Un salariu foarte bun. Așa că eu sunt ferm convins că salariul va fi doar în creștere. Eu cred că la un salariu nu de 7 mii, la un salariu de 10 mii de lei mediu, 500 de euro, foarte mulți vor reveni acasă. Pentru că mai bine e să primești 500 de euro, stai acasă lângă familie, adică să primești 1.000 de euro în Europa sau în Rusia, dintre care 500-600 se cheltui nu știu pe ce, pe gazdă, pe nu știu și așa mai departe, și să fii departe de familie. Deci eu cred că salariul va crește în Republica Moldova, noi vom face tot posibil pentru aceasta, inclusiv în cadrul platformelor industriale pe care eu le-am inițiat. Ana Sârghii, rugăminte, nu e chiar corect ca cuiva să-i ridicați salariul cu 30%, dar o mamă cu copil acasă să primească 600 de lei. Aveți grijă și de noi, domnule președinte. Sunt de acord, doamna Sârghii, de aceea mergem, dar să înțelegeți, noi mergem pe etape, nu avem banii ăștia să ridicăm la toți odată. Am mers cu majorarea salariilor la medici pentru că suntem în situația în care este, cu sectorul medical. O să mergem cu sectorul educației. O să majorăm indemnizația pentru copii, că avem planificat la 1 ianuarie majorarea esențială a indemnizației pentru copii, cum spuneți, că stați acasă cu 600 de lei. Lucrurile astea o să-l facem și o să ne mișcăm înainte. Angela Miron, domnule președinte, cred că nu vom fi auziți. Dar ce deodată așa pesimist? Locuitorii sectorului Atavasca, când vom avea canalizare ca toții? Locuim alături de stația de epurare, mergem cu căldarea și ducem direct apă și tot uzat. Așteptăm odată un răspuns. Doamna Miron, eu o să transmit mesajul ăsta domnului primar general, domnul Ceban, care a văzut, face multe lucruri bune în Chișinău și eu sunt ferm convins că ei vor găsi o soluție. Sergei Țurcanu, domn președinte, ce planuri aveți pe viitor cu oamenii care au ieșit cu pământurile aparte de colhozuri și sovhozuri sunt în paragină? Ce facem cu pământurile lăsate bezne? Sergei, eu cred că noi trebuie să facem tot posibilul prin programe de stat să asigurăm consolidarea terenurilor. Noi avem o problemă acum cu acest proces. Eu știu mai multe cazuri când, uite, au consolidat 20 de hectare, dar în mijloc și de unul cu 0,5 hectare, în paragină, cum spuneți. Și nu vrea să vândă. Sam Niham e drugom unde, da. Și spune că pentru asta vrem domna Rubliovchi. Chiar sunt așa cazuri, mi-au spus. Și ăștia vor să pună vie, livadă, să facă agricultură performantă cu irigare. Nu vrea să vândă. Trebuie modificată legislația ca în acest caz, când e pământul consolidat, să-l mișcăm la margine. Să schimbăm terenul, cu aceeași bunitate, cu tot absolut, dacă nu vrea să vândă. De aceea, mai multe acțiuni în sensul ăsta, motivare, modificarea cadrului legal o să-l facem pentru a asigura ca pământurile să fie consolidate. Pentru că nu poți face agricultură pe 0,5 hectare. Pe 20 soci agricultură nu faci, performant. Trebuie de consolidat terenul. Și aici statul trebuie să fie acel motivator
prin politica de subvenționare, prin alte instrumente, ca oamenii să fie interesați să lucreze pământul împreună. Марина Попова. Игорь Николаевич, после побед на выборах, какой будет ваш первый указ? Марина, я бы хотел, чтобы первый указ был роспуск парламента Республики Молдова. Если не этот указ будет первый, то я думаю, что будет указ для выделения вот этой следующей единовременной помощи для пенсионеров на рождественские праздники, на 7 января. Вот один из этих двух указов, я очень надеюсь, что будет первый. Один первый, другой второй, либо наоборот. Но вот это первые указы, то есть забота о старшем поколении, и нужно разобраться с этим парламентом, что мы делаем дальше. Ольга Вузян, господин президент, вот все говорят о выборах, а мне просто интересно, как ваши дела? Ольга, все хорошо? Не дождутся. Все будет хорошо. Не просто, видите, атакуют со всех сторон. Но мы держим удар, возвращаем удар, когда нужно, как в боксе. Семья поддерживает, дети, все трое. Вот мы выходим каждое утро вместе. Вот я расскажу, мы каждое утро просыпаемся в 6-6.30. Я в 6. Зарядка, всех бужу. 7-7.15 завтрак, и в 7.15-7.20 все выезжаем, кто в детский садик, кто в школу, а я сюда, вот в этот кабинет, и начинаю работу. Поэтому спасибо, что спрашиваете, все будет хорошо. Так, какие самые интересные, мне интересуют интересные? Есть у Нерек Урмани? А, митрополиту. Ну, пигабриел калин, алкенки, ел и тари контраверса бы, то есть там, может, оказвил, а меня закрывали, чего куденс. Ел бади уну, скрий, бадялта, калин, ну, тиспара. Pot să vină și Călin. Eu cred că noi avem trei întrebări interesante. Al lui Gabriel Canilin e provocatoare bună. Unu. Doi. Provocatoare bună e cu mitropolitul ăsta de la Bărlat sau de unde el? Și a treia, ca prostă vași de la mie, tot mi-a plăcut. Deci e Olga Buzian, mitropolitul, cum vă spune, și Gabriel Călin. Dați-mi, vă rog, în privat ну, на чату оста публик, контакт для дневастра, ши, ворог Кармена, лас легатуры, шсап на витуаре, пентру чинч минуте, во инвит пификарь, сал пизеч, сал митрополит, птен ста май мулт, эно специйла пшлинти. Я вы мулцумеск, совет сузи буна, ши, и цал это де копии. Я мы не копии, мы дук с коллег мере, антро левады, мы не тачнева антро левады перформанс, на тракута доминика, как это мазвазу там кулес помы, стругу димас, мы не коллег мере, фачмо фотографии, шво трансмит. Чели буни, санатати.